Stenograma e cu tremurătoare din noul azil al groazei descoperit în voluntar numit pompos Royal House. Oamenii erau hrăniți cu mai nimic, iar uneori nici măcar pâine nu aveau la micul dejun. Conform referatului procurorilor, cei doi administratori ai azilului, un polițist și o doctoriță estetician, aveau o relație de ceva vreme, în ciuda faptului că bărbatul era căsătorit. Bărbatul cheltuia banii câștigați de la azil pe jocuri de noroc. Pentru că nu se putea opri din jucat, bătrânii din azil erau hrăniți la limită, iar utilitățile erau plătite cu mare întârziere sau deloc. Relevante sunt și discuțiile dintre angajații care se plângeau că nu au cu ce să îi hrănească pe bătrâni. Le-am trimis o tocat vai de morții ei, așa râde. Da, ce-a pățit? Ce? Ia, nu știu, așa le-am trimis ciorbă. Nu mi se pare în regulă. Alo, ce faci, Marițo? Ce să fac? Uite, aștept, cina. A, ah, ia zi, ai avut pâine pentru micul dejun. N-am, n-am. De unde? Mai e câteva felii de pâine, n-am ce să le dau. N-am nimica. Aștept. A, ah, păi, dracu, să o sun pe asta atunci. Hai, aștept să vină să-mi aducă. N-am nimic, nimic. Nimic n-am. Da, hai cu sun acum. Pa! Despre suplimentarea porțiilor infime de mâncare nici nu putea fi vorba. Cine cerea mai multă hrană era tratat cu refuz, după cum arată conversațiile interceptate de procurori. Ce le-a dat mâncare? Mă măligă cu smântână. Se amuză. O lingură de smântână, o lingură acolo, doar să-i simtă gustul. A, inginerul de jos mi-a mai cerut o porție. Nici n-am mai avut să-i dau. Să vedem mâine, altă tragedie. Nu e o pâine. Mă crezi că eu n-am mâncat nimic azi? Nimic. Am luat de poftă. Gol, aia a fost, n-aveam bani de pâine, n-am o pâine, n-am nimic, nimic, nimic.